Bună dimineața! Bună dimineața! Se pare normal să te duci zi de zi de zi de zi din viața ta la un loc de muncă de care nu-ți place? Nu, pe de-aia, cred că cel puțin duminică ar trebui să stăm acasă, să nu fie chiar în fiecare zi. Corect. Da, nu cred că e o idee foarte bună, pentru că vine greu să cred că cineva ar putea să reziste și să rămână și sănătos la cap și asta pe termen lung, făcând ceva ce nu-i place. Am spus tot timpul, un pic de plăcere trebuie să fie la mijloc tot timpul, chiar dacă nu întotdeauna e simplu și chiar dacă uneori trebuie să tragi mai tare. Dar, săptămâna trecută, motiv pentru care am și chiulit de aici, Am fost la o conferință internațională super mare cu cam toți cei care se pricep așa cât de cât la viitorul pieței muncii, în zona asta de HR, de fapt de People and Development, da? Nu se mai spune, sau People and Culture, știi, nu se mai spune HR, e old school partea asta cu resursele umane. Dacă treaba și vedem asta care sunt trendurile. Acum 20 de ani, îți spun eu ce ar fi reieșit. Aș fi luat una după ceafă. Jumate ar fi trebuit să ne facem economiști și jumate avocați. Da. Nici nu mai erau doctorii la modă. Da, lucrurile arată acum un pic altfel, pentru că într-adevăr vine peste noi toată povestea asta cu digitalizarea și cu inteligența artificială, care mușcă un pic din lucrurile pe care le facem noi, dar pe de altă parte se deschid și foarte multe oportunități. Și știi care e partea bună? Pentru că în ultima vreme totul a fost extrem de mult tehnicalizat și s-a mers într-o zonă super tehnică cu toată povestea asta, cu locurile de muncă. Iată că sunt, de fapt, niște lucruri pe care le pot înlocui, nu neapărat roboții, dar calculatoarele, softurile, și atunci și pe partea umană mergem un pic între soft, spre soft skills, adică okay, spre acele calități pe care niciodată un computer nu le va putea înlocui. Da. Am văzut o știre foarte, și s-a vorbit acolo despre trendul principal, este workation, este așa un englezism, vine de la work, muncă, și vacation. Okay. Și workation, toată lumea vrea să lucreze acum prin telemuncă, de nimeni nu mai vrea să se întoarcă. Toți vor să o facă de la distanță. Mai lucrează din Thailanda, din Singapore, și iată, a apărut un termen care urmează să capete și din perspectivă legislativă la nivel internațional un contur cât mai clar. Și am citit o știre ieri, a scăpat de la Tesla, a scăpat de la Elon Musk o comunicare internă și le-a comunicat, apropo de palma pe după ceafă, că dacă nu se întorc la muncă, băieții de la Tesla nu mai prea vor așa la muncă, știi, vor de acasă, că și le ce place. Le-a zis? Dacă nu vă întoarceți la birou, puteți să vă căutați, a confirmat și pe Twitter, vă puteți căuta alt loc de muncă, nu, considerați că aveți alt loc de muncă. Da. Bun. Da, pentru că nu funcționează, de la distanță nu funcționează și sunt trei F-uri care s-au făcut, cinci, am rămas cu cele trei F-uri din Timișoara despre care mi-ai spus la pauză. Sunt cinci F-uri pe care dacă cei care își caută acum un loc de muncă se concentrează din perspectiva dezvoltării personale, pot ajunge departe. Focus, no, adică test. Concentrare. Da? Adică vă concentrați, loc de muncă. Vă concentrați pe lucrurile cu adevărat importante, pe lucrurile vitale. Lăsați lucrurile neimportante la o parte. Okay. Fast, de la viteză, asta înseamnă că trebuie să acceptați, e în engleză, trebuie să acceptați orice formă de schimbare foarte repede. Asta înseamnă adaptare. Apoi, flexibilitate, uite că asta se potrivește și în... Adică fiți inovativi, adaptați-vă și încercați să găsiți tot timpul, în permanență, soluții inovative. Fiți fără teamă, fără teamă, e tot un F, fearless, și asta înseamnă că puteți depăși orice fel de provocare, da? Și ultimul, fun, hai că asta ne place, e cu timp liber și cu distracție. Fără puțină plăcere, n-ai cum să reziști. Și aici, de fapt, se închide foarte bine cercul ăsta. Și mai e un trend, și cu asta închidem partea asta, venim la niște chestii ceva mai concrete, mai e un trend, foarte clar, care începe să se dezvolte în interiorul companiilor și pe care cei din companii îl caută. Și anume, adică trendul intraprenorilor. Adică nu trebuie să fie toată lumea antreprenor și să construiască ceva în afară, pe cont propriu. Lui, da. Poți să construiești ceva și sunt tot mai multe companii mari sau medii care oferă posibilitatea asta de dezvoltare independentă, dar în interiorul unei structuri. Și diferența e că antreprenorii creează schimbare și dau o direcție, iar intraprenorii creează valoare, adică cineva care vine cu o idee are nevoie de cineva apoi care să-i o și implementeze. Și lucrurile, să știi că sunt diferite. Dacă ești foarte bun pe ideea asta de creație și de schimbare, nu înseamnă că ești foarte bun și pe implementare. Corect. Sunt lucruri pe care trebuie să le vedem. Și cam aici s-ar închide toată partea asta cu întoarcerea către companii care caută oameni de încredere. Și am mai vorbit despre asta. Performanță versus încredere. Culmea, performanța e pe locul 2. Caută oameni în care să-și poată pune baza. Da. Caută oameni în care să poată să aibă încredere. Și apare termenul ăsta de contagiune emoțională.
toată lumea vorbește. Știi, cred că suntem la începutul unei faze. Dacă acum 15 ani s-a început cu political correctness așa la extrem, da, cred că acum partea asta cu contagiunea emoțională va fi un, va fi așa o sintagmă despre care s-a tot vorbit. Adică la locul de muncă, da, indiferent de poziția pe care o ai, trebuie să-ți arăți slăbiciunile în fața celorlalți pe care îi percep ca fiind mai slabi, tocmai pentru a-i ajuta să se ridice. Adică, deși eu știu, mă fac în fața ta că nu știu, ca să-ți dau o șansă să-mi spui tu niște lucruri. Îți recunosc cu mult mai mare ușurință că nu știu sau nu pot ceva, deși în teorie aș putea sau aș ști. Și uite, prin treaba asta încerc și te ridic și pe tine. Nu pe tine, era doar un exemplu generic. Da? Asta înseamnă contagiune emoțională. Eu știu că sunt și psiholog la restaurant. Bun. Dacă n-am auzit la probleme... Și apoi am învățat să traduc postările colegilor de la restaurant. Opa! Da! Eu văd când le merge rău din postări, că mie nu-mi spun. Am fost și eu săptămâna trecută, o să zic niște... Să mergem mai departe. Da, 5 joburi care vor dispărea. Am promis că precizăm 5 care joburi... Care vor dispărea? Care vor dispărea în următorii 7-8 ani cu totul. Oh my God! Sau aproape cu totul, sau okay, în următorii 10 sau ani, sau nu o să se mai caute, mă rog. Joburile de la caserie, pentru că tot mai multe de la casierie, tot mai multe... România! Și chiar și în România, bine, în 20 de ani tot acolo. Nu fi România vârf de la încet, dar să știi că încet, încet, povestea asta cu self-checkout, îmi pare foarte rău că tot folosim englezisme astăzi, da, nu știu, cu, hai să spunem self-checkout, da, pe românește, adică mergi și îți plătești singur acolo, îți scanezi singur, da, produsele la casă. Da, am mai fost de vorbă cu doamna, la noi la Corbeanca mai afli lucruri, îți găsești femeie la curățenie, mai te întreabă ce face la micu. Fine, mie nu-mi place, eu nu merg niciodată la tot pe reconversie. Șoferii de tir și de taxi, pentru că se merge tot mai mult pe conducere autonomă, mai ales pe transporturile de cursă asta lungă. Asta e posibil și probabil, da, corect. Apoi manipulatorii din depozite, pentru că e tot mai posibil să fie automatizat acest proces în încărcător, integralitatea lui. Descărcător, asta, da? E și penibil în zilele noastre să mai tragi cu cârca când se poate. Culmea, agenții de turism. Du-te, mă, de aici. O să vedem. Nu vine agentul de turism să zică, am fost eu cu fiica mea și mi-a plăcut. Bă, bine, zic... acum platformele fac mare parte din treabă. Te uiți pe da, uite, nu mă așteptam. Recenziile pe care oamenii le-au... Da, e un top pe care nu l-am, adică nu l-am creat eu, l-am luat și sunt rezultatele unor analize pe care ei le-au făcut. Și acum e bomba de final, funcționarul bancar. Și cred că sunt unii care poate ne urmăresc dacă suntem la rubrica apelă. Nu bankingul în general, funcționarul bancar. Bankingul se largă tot timpul. Și deja sunt două bănci în România unde care merg foarte să... mult în zona asta de direct banking, de online banking și unde e foarte greu să mai dai de cineva pentru că nu mai prea e nimeni. Adică... Îți spun eu o situație. La una din cele mai mari bănci din România, care nu e din România, un cetățean a încercat să depună 5.000 de euro pentru a cumpăra un apartament în 6 sucursale. Și oamenii au spus, dar noi nu mai lucrăm cu banii cash. De unde aveți, Andreea? Din plasă, de unde are tot românul banii de un apartament? Și nu a reușit. Și este aproape imposibil la acest brand de bancă. Cred că este un singur loc în București unde poți să te duci cu banii cash, să deschizi un cont și să faci toate cele cash. Putem face o concluzie? Da, facem o concluzie, cred, care ține mai degrabă de continuarea subiectului în zona asta de dezvoltare personală săptămâna viitoare. Dar da, concluzia ar fi legat de felul în care te poți pregăti pentru necunoscutul ăsta fantastic care urmează. Concluzia ar fi mai degrabă relaxare și încercați să învățați cât mai mult. Eu am trecut aici 5-6 lucruri pe care le putem dezvolta data viitoare. Important este să țineți bine de bani, da? Așa cum v-am spus, pentru că vin vremuri grele și vin vremuri destul de incerte, nu le aruncați pe prostii, în principiu nu vă dați mari. Cam asta ar fi regulă. Adică... Deci nu pot să-mi comand o mașină care mi s-a zis că vine peste 9 luni? Acum depinde și dacă... Să dau și toți banii? Nu, că ți-am zis că mie niciodată nu place să ajung în zona asta de zgârcenie. Dacă vă permiteți ceva, e ok, dar dacă trebuie să strângeți foarte tare cureaua până, nu știu, vă strânge la coloană, da? Okay. Era o vorbă la Cluj, îți atinge buricul coloana. Atunci ar fi bine să n-o faceți, nu faceți, da? Nu anul ăsta. Vorbiți puțin, ascultați cât mai mult, da? Și da, aici sunt niște lucruri care poate să ajute. Ignorați absolut tot nonsensul din jur, înconjurați-vă de oameni de la care puteți învăța, nu de la oameni care vă descarcă și, în principiu, încercați să mai ajutați așa, dacă vedeți că e nevoie în jurul vostru, mai dați o mână de ajutor și acolo unde nu există o recompensă imediată. Toate lucrurile astea de obicei duc la ceva. Și facem, practic, o tranziție către ce aș propune să discutăm săptămâna viitoare în zona asta de
de dezvoltare personală în vremuri de criză. Așa că vin niște vremuri grele, e foarte, de-aia spun, concentrați-vă foarte mult pe voi, pentru că vremurile care vin sunt pline de incertitudine, inclusiv pe piața muncii. Dar asta e într-un fel bine, pentru că vine cu oportunitatea asta de a ne redescoperi punctele forte și de a le pune în valoare, da? Sunt atâtea meserii în care oamenii cer cu 25-30% mai mulți bani decât anul trecut și asta înseamnă că sunt căutați, că altfel degeaba cer dacă nu li se dă. Și asta este, să zicem, un plus pentru angajat. Numai angajator să nu fie în perioada asta.